Dragi prieteni, ca de fiecare dată mulțumim și partenerilor noștri ce ne susțin în realizarea acestui podcast Super Social, Mobile Arts și Primo. Dacă și voi vreți să deveniți parteneri cu noi aici la Victory Cup în Victory Extra Time, puteți să ne contactați pe pagina de Facebook sau la numerele de telefon pe care le puteți găsi pe site-ul competiției. Bun găsit, dragi prieteni, de aici din Victory Pub, unde de fiecare dată facem Victory Extra Time. Ne aflăm în prelungiri de această dată cu un fost jucător care a trăit atâtea povești, dar probabil cea mai importantă poveste este cea din noaptea de la Middlesbrough. Coșmarul de la Middlesbrough spunea la un moment dat acest fost fotbalist faptul că ar fi dat un an de Champions League doar să joace acea finală. Alături de mine un fundaș de fier la vremea lui, Dorin Goian. Bun găsit, Dorin! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Dorin, am zis bine, nu? Ai fi dat un an, chiar doi. Doi, cu tot cu primă. Cu tot cu primă, cu da. Cu tot cu primă. Da. Da, o seară ce ne va urmări toată viața, dar din păcate pentru noi așa a fost să fie. De asta fotbalul este frumos, pentru că și noi poate în alte dăți am întors rezultatul și am avut alte bucurii în alte partide. Rămâne cea mai mare dezamăgire, dacă pot să-i spun așa, la nivel de echipă de club, această ratare a calificării în finala Europa League, iar la nivel de echipă națională rămâne ratarea calificării la campionatul mondial în dubla cu Grecia, pentru că ar fi fost grozav. Pentru mine personal, eram deja cam pe final de carieră, să am ocazia să joc și la un campionat mondial. Am jucat la un campionat european, dacă jucam și mondialul, să zic așa, în cununa... Era o împlinire totală. În cununa această carieră frumoasă pe care am avut-o. Tot timpul am spus, Dumnezeu m-a ajutat și am avut norocul să am o carieră frumoasă de jucător, în care chiar am cunoscut de multe ori bucuria unor victorii memorabile ce au rămas în istoria fotbalului românesc. Am început cu acest lucru, cu Middlesbrough, și deși de obicei păstrăm un fir epic, dacă tot am început, vreau să dezvoltăm un pic acest subiect, să începem cu asta. S-a numit Coșmarul de la Middlesbrough și te întreb, tu ai avut coșmaruri noaptea, nu știu, ai visat după acea seară? Nu. Nu, coșmaruri nu. Nu am visat. Nu am visat pentru că nu am prea dormit. E diferență între a avea coșmaruri, prima condiție să adormi. Da. Din păcate nu am prea reușit. Vreo 3-4 zile după acel joc nu puteam să dorm, pentru că mă frământau aceste gânduri și aveam filmul meciului, l-aveam în minte și dădeam banda înapoi și încercam să-mi dau seama dacă acea fază, dacă aș fi gândit-o altfel sau dacă m-aș fi retras sau dacă aș fi atacat, poate nu s-ar mai fi ajuns la, nu știu, la o situație de a marca din partea celor de la Middlesbrough. Te macină gândurile astea. Da, ai plecat de la golul tău. Eu am plecat de la golul la meciul cu Middlesbrough. Să zic așa, îmi reproșez primul gol al lui Macarone, pentru că dacă intram cu 2-0 la pauză, mi-e greu să cred că Middlesbrough chiar puteau să marcheze 4 goluri a doua repriză. Așa am primit acel gol înainte de pauză și le-am dat aripi, să zic așa, i-am băgat în joc. Țin minte că a fost o minge lungă pe Viduca. Viduca era în fața mea, am văzut că îl depășea, dar și la mine era oarecum la... Și eu mai cu ajungeam, nu prea ajungeam. Am făcut doi pași în spate, am sărit. Sorin Ghionea mi-a strigat atunci, numai că dacă îmi striga puțin mai devreme, las-o, pentru că el acoperise foarte bine zona din spatele meu,
și mi-a strigat las-o, dar mi-a strigat cam târziu, când eu deja eram în aer. Dacă îmi striga puțin Sorin și mai devreme las-o, atunci cu siguranță n-aș mai fi sărit, mingea curgea și atunci, nu știu, poate Sorin o dădea în out, o degaja, o dădea înapoi cu Carlos, până că am făcut doi pași în spate, deja eram în săritură, am respins mingea cu capul, dar am respins-o destul de puțin ca distanță, undeva la vreo 7-8 metri, au recuperat mingea mijlocașilor, au jucat în profunzime pentru Macarone, care plecase în gaură și a marcat primul gol. E faza care, să zic așa, poate încă mă mai macină, pentru că aici, de asta vorbeam, bă, dacă îmi striga Sorin puțin mai devreme, dacă poate nu mai ajungeam deloc, poate era bine să nu fi ajuns și atunci mă depășea mingea și o culegea Sorin sau o culegea Carlos. Astea sunt gândurile care te imagină și spui, bă, acolo poate, nu știu. Este fabulos cu cât de multe detalii ți-aduce aminte de acel meci. Deci n-ai mințit cu nimic, că n-ai putut să dormi și probabil ai disecat acel meci în 11.000 de... Dacă țineți minte, am fost groghi atunci. Noi, Steaua București, am fost groghi vreo 2-3 săptămâni. Nu ne regăseam nici măcar în campionat. Pentru că încă resimțeam la nivel psihologic acel joc. Țin minte că după meciul de la Middlesbrough am jucat acasă pe vechiul Ia Manoliu cu Rapid. Mi-a bătut Rapidul 2-0, dar am fost praf. Adică, lăsând la o parte că Rapidul mai bun decât noi. Noi nu am contat în teren. Eram groghi, nu reușeam să ne revenim. Hai să mergem tot acolo, să rămânem un pic acolo. Și vine pauza. Nu intrați cu acel 2-0 pe care vi l-ați fi dorit la pauză. Vine pauza. Vestiar. Încărcătură, tensiune. Ce se vorbea acolo? Ce s-a vorbit în acele 12 minute, să le zic? În primul rând, de obicei, când intram în vestiar, la pauză, Oli intra și ne spunea 5 minute să ne relaxăm, doar să nu vorbească nimeni, să dăm jambierele jos, apărătorile jos și doar să respirăm. Atât. Oli, ca la fiecare joc, vorbea cu secunzii lui și după 5 minute începea să vorbească și să ne spună ce avem de făcut pentru repriza a doua, ce greșeli nu trebuie să repetăm în repriza a doua. Cam asta se întâmpla la fiecare joc în pauza meciului. Și aici? Doar că țin minte că intrasem destul de nervoși în vestiar, începuseră niște repoșuri. Cred că Dică cu Boștină, parcă nu mai țin minte, îi dăduse, plecase Dică parcă într-o gaură și Boștină nu i-o dăduse și de aici a fost o dispută puțin mai aprinsă, vocal, pentru că nu se ajungea la alte lucruri. Dar cu siguranță toate astea se întâmplau și din cauza tensiunii, din cauza presiunii, pentru că era un meci foarte important și ne doream cu toții să ajungem în finală. Dar Oli intervenise, ne-am calmat, cred că a fost între Boștină și Dică parcă, sau Oprița. Dică a fost sigur. Nu știu dacă a fost Dică Boștină sau Dică Oprița, parcă nu mai țin. Dar mi se pare că a fost Boștină. Dar Oli a intervenit, ne-am calmat, ne-am hidratat, ne-a spus Oli ce trebuie să facem. Ce v-a spus? Îți mai aduce aminte ce... Nu. Adică îți mai aduce aminte vreo chestie cu impact, că Oli, din ce știu, lucrează și emoțional cât ai timp în acele minute, adică el cumva simțea și el că lucrurile nu mai stau ca la 2-0, cum ar fi stat la 2-0. Simțit, nu țin minte să fi simțit în discursul lui Oli de la pauză oarecare teamă, sau să ne fi spus Oli, domnule, nu știu, ne apărăm, facem un pas înapoi. Nu, din contră, a spus să jucăm la fel, cu curaj, atunci când avem mingea să încercăm să construim. Faptul că am primit acel gol, aici puțin ne-a cam,
mi-a cam încurcat planurile, pentru că, da, se schimbă oarecum situația. Plus că știam foarte bine că tribuna, atunci când se mobilizează, au făcut o atmosferă incredibilă, incredibilă. Practic, am ieșit de la vestiare și golul 2, când am marcat golul 2, atunci s-a prăbușit stadionul. Atunci, practic, au început să strige cu mai multă forță, au început să creadă mai mult că pot repeta întoarcerea de rezultat ce au avusese înaintea noastră în sferturi, da, cu FC Basel. Da. Și când s-a făcut 2-2, atunci practic am simțit momentul, inclusiv noi jucătorii, că deja au pus o presiune mult mai mare și puneau o presiune mult mai mare decât înainte. Dar te poate destabiliza într-un asemenea fel un stadion? Care țipă, care într-adevăr încurajează, simți presiune. Cred că este vorba de destabilizare, pentru că nu ne-au destabilizat. Probabil că involuntar marchează, ei vin cu acel aplomb ofensiv peste tine pentru că au nevoie din nou să marcheze. Aici intervine probabil și lipsa noastră de încredere, pentru că atunci când ai 2-0 și ești egalat, orice ai spune, intervine o oarecare lipsă de în forțele proprii, intervine. Și atunci, involuntar, încerci să joci poate mai simplu decât o făceai înainte, pentru că nu mai ai încredere în tine, nu mai ai încredere că poate poți să driblezi, deși ești unul contra unul cu adversarul și poate în prima repriză la 2-0 aveai siguranța maximă că îl iei la treabă și că driblezi fără nicio fel de problemă. La 2-2 nu mai ai încrederea aia. Că totul vine de la minte. Și probabil și faptul că ne doream foarte mult. Probabil și faptul că nu eram obișnuiți noi ca o echipă românească să jucăm astfel de meciuri la tot pasul. Trebuie să fim realiști. Așa e. Erau rare aceste probabil că momente. Atunci îți vin în minte la cel 2-2, îți vin în minte și locul unde te afli de fapt, că probabil până ajungi la aproape de o mare performanță, neajungând în mod normal, cu siguranță atunci îți vin în cap foarte multe lucruri, fără să-ți dai seama, involuntar. Încerci clar să te concentrezi doar pe jocul tău, doar că aici face diferența. Mari jucători care joacă la marile echipe se întâlnesc cu astfel de situații mult mai des decât noi. Exact, decât și știu să gestioneze. Și cu siguranță aici acumulezi experiență și o gestionezi mult mai bine, pentru că deja ești învățat cu aceste răsturnări. Mamă, am avut 2-0, ăștia ne-au egalat, 3-2, au venit peste noi. Întâlnindu-se cu astfel de situații, cu siguranță răspund altfel. Dar, din păcate, așa a fost să fie. Ce meci. Ce meci, ce nebunie. Ce ți-a spus, sau ce v-a spus patronul Gigi Becali când v-ați văzut prima oară cu el? Să știți că nu a fost supărat. Era și dânsul dezamăgit. Pentru că, într-adevăr, ar fi fost o performanță extraordinară să putem juca acea finală, jucam cu trofeul pe masă, dar când ne-a văzut cum eram noi după meci, a încercat doar să ne încurajeze, să ridicăm capul din pământ, pentru că el oricum este mândru de ce am realizat, dar se putea citi pe chipul dânsului că a suferit și el foarte, foarte mult alături de noi și sunt sigur că și dânsul își dorea foarte mult să ajungem acolo. S-a schimbat mult Gigi Becali din acel moment până astăzi, la cum vezi tu lucrurile? Da, nu mai are energia aia ce avea înainte. Înainte era foarte energic, așa, își dorea să câștige, suferea mult când echipa făcea egal. Acum se pare că odată cu trecerea anilor parcă nu mai are acea energie, parcă nu mai vrea, parcă nu-și mai dorește să fie pe primul loc. Uh,
Nu știu, eu așa o văd. Eu o văd, văd schimbarea asta datorită vârstei și... Tu ai avut vreun episod controversat cu el? Nu. Nu. N-am avut, n-am avut cu Nea Gigi dispute, n-am. Eu eram jucător. Înainte era, situația era puțin diferită, nu știu cum. Bine, era înainte jucătorul cu... era jucător de fotbal. El era plătit să joace, să intre pe teren și să dea tot ce e mai bun din el pentru a câștiga echipa. Acum? Nu aveai ce să vorbești despre adversari după joc, nu aveai ce să vorbești despre antrenori, despre antrenorul tău. Că am văzut că mai nou mai sunt cazuri în care jucătorul după un joc la interviuri, nu știu, subtil sau nu, nu știu, insinuează că acea schimbare nu a fost inspirată, că, adică oarecum involuntar aruncă vina către antrenor. Dar ce-ai face cu astfel de jucători? Ești antrenor acum, cu licență pro, și o să vorbim și despre asta, dar ce-ai face tu ca antrenor dacă ai vedea așa cu ceva? Cu siguranță aș avea o discuție în vestiar cu el, nu personală, în vestiar de față cu toți jucătorii, ca să transmit un mesaj și să înțeleagă absolut toți jucătorii că deciziile antrenorului ei nu au voie să le comenteze. Așa este. Un antrenor poate fi inspirat într-un joc să facă două schimbări grozave sau să schimbe sistemul de joc sau să schimbe, nu știu, o tactică și echipa să câștige și toată lumea să-l laude. Sau poate fi neinspirat printr-o schimbare sau două și atunci toate se sparg în capul dânsului. De asta ei sunt jucători, ei au contracte, nu prea pot ei fi dați afară. În schimb, antrenorul este singurul răspunzător de rezultate și răspunde cu funcția la urmă urmei. Nu te-am întrebat întâmplător de Gigi Becali, spunea de curând patronul FCSB-ului faptul că cel mai bun cuplu de fundași centrali care a fost la Steaua FCSB este Varela Sucala, să nu se supere Goian și Ghionea pe mine, dar el vede că acest cuplu al panterelor, cum e denumit acum în Ghezanada, ar putea fi cel mai bun cuplu de fundași centrali la Roșalbaștri. Tu cum vezi lucrurile? Pentru mine vorbesc statisticile și numerele. Eu spun că cuplul Goian-Ghionea este mult peste Varela și Sucala. Știu ce am jucat, știu ce am fost antrenat să jucăm și știu ce jucam. Este opinia dânsului, dar acum eu sunt o persoană foarte realistă și tot timpul am încercat să fiu cât mai corect și cât mai drept. Nu spun ca pe o laudă, dar din punctul meu de vedere cred că cuplul Ghionea-Goian sau Ghionea-Rădoi sau da. Goian-Rădoi cred că a fost peste cuplul de care spunea Gigi Becali. Am fost coechipieri cu acești jucători, am urmărit Steaua de-a lungul anilor și urmăresc Steaua și e părerea mea. Acum... Da, vă pot depăși în Ghezanada, cum ți se pare ei ca fundași centrali? A avut așa un început mai neclar, dar ușor, ușor s-a sudat. Da, e clar că orice relație de joc se sudează, o dată cu trecerea timpului, o dată cu trecerea meciurilor. Jucătorii se cunosc mult, mult mai bine și e normal. Dar cum ți se pare ei ca fundași centrali? Mi se pare cuplu de fundași centrali buni, dar au un jucător de forță, un jucător care defensiv se apără foarte bine, cu o viteză bună de deplasare, dar jucător care înscrie, marchează din fazele fixe și asta este foarte important, fundaș central, să mai și marchezi, nu știu, 3-4 goluri într-un sezon e grozav. Vreau să te întreb la Daua. A părut atât de nesigur la începuturile lui, ce crezi că i-a adus această evoluție totuși în sus? O evoluție
din ce în ce mai... Da, aici, aici cred eu că, că are ceva minusuri pe, pe, pe faza de, de construcție, pentru că mai are momente când, când, când greșește și știți prea bine că la un fundaș central, dacă da, un atacant ratează la 1-1 în minutul 90 cu, singur cu portarul, a doua zi presa scrie că na, a ajuns în fața porții, putea să marcheze, putea să, echipa putea să câștige. Ai, schimb, uite, dacă... la, la Puskás n-a fost cazul, de multe ori l-a luat presa tare. Da, vorbim și de meciuri. Da, da, așa e. La echipa națională e situația diversă, dar dacă s-ar întâmpla o situație de genul la fundaș central în care, nu știu, minutul 90 la 1-1, o centrare în careu și dă atacantul gol din marcajul meu, e clar că a doua zi principalul vinovat de presă, dar și în vestiar sunt eu, pentru că am permis atacantului să dea gol din marcajul meu. Adică mi se pare puțin că se văd puțin diferit lucrurile. Crezi în acest cuplu de fundaș central? Da, am spus, este un cuplu de fundaș central bun, care joacă din ce în ce mai bine, de la, de la joc la joc. Și l-ai descris pe Daua, descrie-l un pic și pe Nghezana, cum ți se pare? Nghezana, un jucător cu, cu un plasament mai bun, mai bun pe faza de, de construcție. Nu mi se pare un jucător cu o viteză grozavă, dar în schimb plasamentul ajută foarte mult și jucătorul care, care vorbește mai mult, care comunică mai mult cu, cu, cu coechipierii, ceea ce este foarte important pentru, pentru un fundaș central. Spus, se completează foarte bine, dar e clar, cu oată cu trecerea meciurilor, cu siguranță vor deveni din ce în ce mai, mai buni și faptul că joacă meci de meci la, la echipa de pe primul loc. Steaua FCSB, conflict de atâta timp și nu se mai termină. Ok, nu mai este poate la acel nivel, dar încă sunt cumva împărțite anumite tabere. Cum vezi tu situația? Tu ai jucat între 2004-2009. Vezi că 2 ani n-ai jucat unde trebuie. Da, n-aș prea vrea să discut despre asta, pentru că știți prea bine că e destul de, de, de sensibil. Nu, dar te-a mâhnit așa, te-a, te-a supărat că... Mă mâhnește și mă supără ca pe orice fost jucător al, al Stelei, văzând aceste, aceste lucruri. Dar pentru noi, acea generație, un lucru este, este sigur. Am jucat pentru Steaua București și am dat totul pentru Steaua București. Acum, partea asta avocățească, alegii, litigii, am învățat că atunci unde nu mă pricep și unde nu știu, să nu mă bag. Și atunci da, prefer să, să tac din gură, să ascult, dar e păcat. E păcat pentru că suporterii s-au, s-au împărțit și Steaua București trebuie să fie o singură echipă, din nou să, să, să redevină cea mai iubită echipă din, din țară și să umple stadionul la fiecare, la fiecare. Dar vezi într-o zi o singură echipă jucând din nou pe, pe, pe Ghencea, pe... bine, și acum joacă o singură echipă, dar ca idee vezi... Eu sunt sigur că se va întâmpla lucrul ăsta, da? Mai devreme sau mai târziu se va întâmpla acest lucru. Vorbeam de FCSB și vreau să vorbesc așa de, de campionat care este în desfășurare. Ți se pare cineva suficient de solidă ca echipă să o poată încurca pe FCSB anul acesta în drumul ei către titlu? Nu. Nu. Cred că FCSB-ul anul acesta, după mulți ani, cred că depinde numai și numai de ea. Este echipa care joacă cel mai frumos, este echipa cu jucători foarte valoroși și dacă se va întâmpla să piardă campionatul, atunci va fi numai și numai din, din cauza lor. N-au voie, n-au voie să rateze campionatul acest, în acest an. N-au, n-au cum. Ai, ai schimbat ceva acum pentru a avea și mai mare forță? Dacă ai fi antrenorul FCSB-ului?
eu nu l-aș fi dat, nu l-aș fi lăsat pe companie să plece niciodată. Eu dacă aș fi fost antrenor sau patron, știind că sunt atât de aproape, sunt aproape să iau campionatul, companie un jucător care a ajutat echipa în multe momente ale campionatului și în multe momente grele și este un atacant bun care a demonstrat acest lucru, chiar dacă juca sau juca mai puțin sau nu juca, până în vară aș fi luat campionatul, l-aș fi ținut, aș fi luat campionatul, aș încerca să vorbesc cu el, că nu este prima opțiune, dar am nevoie de el, pentru că în orice moment intră și cu siguranță pare jucătorul care este foarte profesionist și care își vede numai de treaba lui și atunci când intră pe teren încearcă să dea totul pentru echipă și personal aș fi ținut până în vară să iau campionatul și după aceea găseam o soluție de comun acord să plece. Dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă cum ceva cu unul din atacanți, nu știu, o accentare mai gravă. Dar era una din întrebările pe care voiam să ți le pun, apropo de plecarea lui Companio, tu ai fost fundaș. Îți plăcea să joci în fața echipelor fără nouar autentic, fără pivot, fără... Bine, nu prea existau, dar mai erau echipe care n-aveau vârf în... Da, nu prea erau înainte echipe care să joace cu fără număr 9. Dar e mai simplu pentru adversari când nu ai doar jucători, să zicem, de explozie, de execuție, dar nu ai pe cineva cu care să te... Să știți că depinde de situație. Îți poate lua oarecum din repere, pentru că tu, fiind fundaș, tot timpul ești obișnuit să ai atacant acolo și tot timpul trebuie să te uiți după atacant. Da. Așa, neavând acest atacant și coborând, să zic așa, acest număr nou fals, se face superioritate în zona mediană și atunci pot ajunge mult mai ușor în treimea adversă și pot apărea probleme. Atunci când ai acest reper număr 9, domnule, știi, domnule, număr 9 este, răspund de el, când intră în zona mea, răspund de el, n-are voie să pună piciorul pe minge, n-are voie să marcheze, n-are voie să... Și atunci aici îți poate lua puțin din reper, plus că neavând acest număr 9 și având echipa adversă, având superioritatea la mijlocul terenului, te obligă să urci cu fundași centrali mai sus, da? Să te apropii oarecum de el și, pe de altă parte, lași mai mare spațiu în spatele tău și orice minge în profunzime poate fi greu de gestionat pentru orice fundaș. Coman și Olaru, doi pioni extraordinari pentru FCSB în acest sezon. Cum ți se pare că au crescut acești doi jucători? Sunt vârfurile de formă ale FCSB-ului. Coman... Știți că de Coman s-a mai scris și înainte, că e într-o formă foarte bună, că e noul Mbappé, că face 40 de milioane, 50, 20. Dar că acum pe Coman nu l-am văzut niciodată atât de atacant, atât de bărbat, atât mi se pare că și forța asta fizică care se vede, o vedem cu toții că a pus-o pe el și... ce face pe teren și încrederea care o are și cum vorbește cu colegii lui. Toate astea mă face să cred că pe lângă forma sportivă bună în care se află, dă dovadă și de un adevărat lider în teren și cred că FCSB-ul are nevoie de astfel de jucători. Olaru, cum spus, e un jucător care a crescut foarte, foarte mult, aleargă foarte mult, e sufletul echipei, așa, dacă vreți. Mai și marchează. Și marchează destul de mult. Dar la modul cum se exprimă, am spus, e sufletul echipei și sunt doi pioni foarte, foarte importanți acum în angrenajul FCSB-ului, pentru că este o echipă valoroasă și mai având și jucători cu personalitate, jucători care sunt de mult timp la echipă și care pun mult suflet, e ceea ce îi trebuie. Trecem din campionatul nostru, trecem un pic la echipa națională. Vorbeai de faptul că o mare durere a ta este faptul că nu ne-am calificat la campionatul mondial.
am fost aproape, am trăit și eu acea dublă de aproape. Totuși aș vrea să vorbim un pic de golul cu Olanda. România ajunge în acest an la un turneu final și întâlnim Belgia. Mai poate România să învingă, eu știu, o echipă mare, o echipă importantă? Ok, am învins Elveția, dar cred că totuși Belgia este un pic mai mult peste Elveția. În fotbalul de astăzi, cu vedem că valorile oarecum s-au mai echilibrat. Cu o strategie foarte bună, cu o tactică foarte bună a antrenorului, echipei mai slab cotate poate să producă surprize și le vedem că sunt din ce în ce mai dese. Se poate întâmpla orice, așa cum am învins Elveția, cu puțin noroc, cu puțină șansă, trebuie să recunoaștem, dar și cu o tactică foarte bună și să nu luăm din meritele antrenorilor și din meritele jucătorilor, pentru că ei au fost cei care au jucat, dar orice este posibil. Este un turneu final, concentrarea va fi maximă și eu am mare încredere că putem face un turneu final bun și de ce nu cel puțin să ieșim din grupe. Voi cum ați făcut atunci cu Olanda? Neapiții știm prea bine că pregătea foarte minuțios orice detaliu la echipa națională. De asta poate a și rămas aceste vorbe, domne, că Neapiții, că ne ținea foarte mult în cantonament, că făceam vizionare poate prea multă cu adversarii, ăsta era Neapiții. Și chiar că stăteam mult în cantonament, eu personal ca jucător, la ora jocului știam absolut toate detaliile despre, cel puțin despre atacantul meu, omul meu direct. Știam cu ce dă mai bine, ce puncte forte are, ce puncte slabe are, cu ce minge lovea mai bine piciorul, demarcări, pleca în profunzime mai mult. Contează foarte, foarte mult. Într-adevăr, vremurile acum s-au mai schimbat și toți spun că, domnule, jucătorul se plictisește după o anumită perioadă la vizionare. Dar voi nu vă plictiseați? Dar eu am mai auzit fotbaliști care, da, într-adevăr, spun că vizionările sunt prea lungi. Așa erau, așa erau atunci. Și stăteați acolo? N-aveam ce faci. Nu chicotei cu... N-aveam ce faci. Ne mai întorceam, nu mai, dar înainte știți cum e, la echipa națională, mutu ce se mai la cu Neapiții, haide bă Neapiții, lasă-ne în pace că ne-ai spart cu ăștia, i-ai făcut și pe ăștia, i-ai făcut o Brazilia și... Era Adi care... eram jucători și chiar dacă ne plăcea, nu ne plăcea, trebuia să ne uităm și să fim atenți la cele videouri. Dar, am spus, ne-au ajutat foarte mult. Și știți cum e, la echipa națională e cu totul altă situație. La echipa națională, dacă ai pierdut un joc și începi prost orice campanie de calificare, e greu. În campionat mai ai timp să te mai redresezi, pentru că este lung, sunt multe meciuri, dar la echipa națională orice rezultat negativ deja pune o presiune mult mai mare pe echipă, pe antrenori, pe staff și e foarte important să pregătești foarte bine jocurile, plus că, să nu uităm, durata pregătirii unui joc la echipa națională este foarte, foarte scurtă. Dar... am spus, Neapiții, un antrenor foarte bun, care, am spus, eu ca jucător să intru pe teren și să știu absolut totul despre adversarul direct, mai departe depinde numai și numai de mine. Ce a depins de staff, pentru că la urmă ăsta este rolul staffului. Să încerce să-ți arate absolut totul despre adversar și mai departe, în timpul jocului, decizia rămâne la jucător. Ce spui? Ne calificăm din grupa asta? Da, mi-aș dori foarte, foarte mult. Nu știu dacă ne vom califica, dar îmi doresc foarte mult, la fel cum probabil cu toți românii dorim acest lucru. Este campionat european. E greu să spunem, domnule, ne vom califica sau ne vom califica.
Cert este că avem o grupă accesibilă din punctul meu de vedere și, și putem să ne calificăm să trecem de, de grup. S-a schimbat și formatul la, la acest euro, trebuie să recunoaștem, pentru că înainte noi am prins euro cu, cu, 20, cu 16 echipe. Da. Dar oricum noi ne-am calificat de pe prima poziție, ceea ce, eu nu știu, am avut și eu încredere, recunosc, încă de la început le-am spus celor din național, am fost la fiecare meci din campanie și le-am spus că eu cred în calificare și mai ales cred că asta ne-a întărit la toți ideea, mai ales tu că ai fost jucător și probabil ai simțit meciul cu Elveția de acolo, când am reușit să revenim în ciuda unui joc, am și spus-o la momentul ăla, nu am văzut joc sau România atât de dominată cum am văzut-o da. În Elveția de mult timp. Mi-a adus cineva aminte de un Portugalia-România 0-1 Portugalia peste noi, nu știu dacă ai... Nu, era de vreme. Și tot la fel, ne-au dominat, ne-au zis și am dat gol, nu mai știu cine, Dorinel Munteanu sau nu mai știu, în fine. Da. Oricum, mi-a adus aminte de acel meci, dar în rest eu nu mi-a adus. Ți-aduce aminte de România să fi fost dominată în meci ca meciul cu Elveția? Eu nu mi-aduc. Nu. Nu, adică, într-adevăr, un meci mai, mai slab, dar da, uite că colaborat și cu evoluția bună a, a elvețienilor, pentru da. Că au și ratat câteva ocazii. Dacă făceau, ratat, dacă, da. Dacă făceau 3-4-0 da. La ocazii de care le-au avut, atunci... Era incredibil, orice atac era ocazie. Era ocazie, așa este. Deci, fabulos, când mă crezi și am mai povestit-o, nu știu dacă aici, dar m-am dus de la, din tribună la flash interview cu niște lucruri în cap. Nu vrei să știi ce întrebări i-aș fi pus lui Edi Ortănescu după meci și nu numai lui, că nu înțelegeam de unde și până unde discrepanța asta de evoluție, adică ok, înțelegeam, Elveția avusese rezultatele alea 3-0, 5-0, adică începuse, erau pe cai mari. Și am ajuns și au început să dea, Mihailă, mai putea să face și 3. Și de acolo, de la cel meci, da, Elveția a primit gol cam la fiecare joc. Da. Deci după aia Elveția a primit, da. Dădeau, dar de acolo a început declinul lor. Și așa, probabil pentru... încrederea mare a noastră. Deci cred că acolo au început, probabil tu știi că ai fost jucător, acolo a dat acel imbol că uite, se poate. Ești condus cu 2-0, adversarii sunt peste tine, probabil... Da, Dumnezeu să fie toate așa jocurile este. Așa și să ne calificăm din grupă. Nici eu n-am crezut că ne vom putea califica de pe locul întâi. Da, de pe întâi... Era greu, nu, n-avem cum să batem Elveția, n-aveam, că nu vedeam cum, da. Ce jucători aveau ei, unde jucau ai noștri. Dar uite că Edi a reușit să-i adune și... Îți place de Edi Ordănescu? Da, este antrenorul echipei naționale. Este antrenorul care a calificat echipa. Antrenor care cu siguranță l-a călit foarte mult această campanie de calificare, pentru că a trecut și el prin multe momente și a avut momente când poate o țară întreagă l-a blamat, dar uite că a trecut peste și a văzut mai departe de obiectivul lui, s-a focusat exact pe ceea ce trebuie să facă și uite că a reușit. Cred că asta trebuie să facem la echipa națională. Oricum ar fi mai buni, mai răi, jucători care nu joacă, care joacă, e a noastră. E a noastră și trebuie să o susținem. Vorbim de echipa națională și vorbim de o apărare tare, o apărare puternică, cel puțin asta a demonstrat în preliminari. Suntem a treia apărare sau a patra din preliminariile acestea. Asta spune multe, cred eu. Un cuplu de fundași centrali, Burcă-Drăgușin. Și vreau să vorbim un pic despre Drăgușin, pentru că a făcut obiectul unui transfer senzațional în această pauză. Cum ți se pare Radu Drăgușin? Clar, încă de la Genova îl mai urmăream și urmăresc seria și mă uitam și la jocuri. E clar, un jucător cu mare calitate, un jucător tânăr, foarte important, jucător tânăr care clar are potențial să crească. De la meci la meci a jucat din ce în ce mai bine și la 21 de ani să joci la echipa națională mare de seniori și să o faci la modul cum a făcut-o el, cu acea siguranță, cu acea dezvoltură, practic spune multe lucruri despre el. Faptul că și echipa națională este una
cea mai bună apărare din grupa noastră, da. Și una dintre primele apărări din preliminarii. Cred că ăsta a și fost un motiv poate în plus pentru cei de la Tottenham să și-l dorească. Poate acolo? Se poate impune acolo? E nevoie de timp, poate, cum să nu? Fără doar și poate, altfel nu cred că mergea nici dânsul și cred că nici Tottenham nu credea, nu-l lua dacă nu credea că dar se poate impune cum acolo. Cum ți s-a părut aia cu Bayern München, așa, tu ce-ai fi ales, nu știu, sau te-ai fi gândit și tu? Pentru că multă lume a spus, domnule, Bayern München, adică Bayern München, dar recunosc că și eu când mă gândesc Bayern München, parcă ți-e și rușine, nu știu, să spui lui. Da, dar spuneau, nu e de blamat, el știe mai bine. Se refuză Bayern München că, nu știu, e campioana Germaniei, că acolo avea șansa să câștige mai multe trofee. Poate le câștiga mai multe trofee la Bayern München, dar aveam siguranța că juca mai mult la Bayern München decât la Tottenham. Cu siguranță ar fi fost greu și la Bayern München. Pentru că orice, e nevoie de timp până să te adaptezi la noile antrenamente, la stilul de joc al antrenorului, nu cunoști limba, nu e chiar așa ușor. Dar trofeile le câștigi, apare acolo bine la CV, campion 2024, 2025, dar tu ca jucător te simți împlinit, pentru că stai după aia și te gândești, păi, eu la titlul ăsta, cu cât am contribuit sau câte meci am jucat și da, practic te faci, nu? Cum să nu? Păi dar uitați-vă la jucătorii care, eu știu, jucătorii care, nu știu, câștigă un trofeu, un campionat sau o cupă, da. Și nu joacă deloc. Sunt pe banca de rezerve. Da. Sau joacă 3 minute ca la box, cum spunem noi, da. Fotbaliștii. După meci vin, se bucură cu echipa. Dar să zici că după aceea când intră în vestiar și se pune cu fundul pe scaunul lui, cu siguranță îi pare rău că și-ar fi dorit să contribuie mai mult la această victorie, la realizări. Orice jucător vrea să joace. L-ai avut impresar pe impresarul lui Radu Drăgușin, pe Florin Manea. El te-a dus la Rangers, nu? Da. Da. La un moment dat, fanii lui Tottenham au izbucnit așa puțin și au cerut lui Radu Drăgușin să renunțe la impresar. A spus Florin Manea că el într-o zi îl vede la Real Madrid. I-a deranjat un pic pe fanii lui Tottenham. Ce părere ai de Florin Manea? Nu știu, te-au supărat vreodată anumite declarații ale lui? Nu știu, ai avut vreo chestie? Nu. Întreb cum se percepe sau cum și crezi că a perceput-o? Am avut o relație foarte bună cu Florin, o relație în care e și o persoană directă și îți spune exact cum e situația. N-am avut... Nu, dar tu, apropo de ce au spus fanii... Știți cum e asta cu fanii? La urmă urmei, ce a zis Florin Marea? Pentru că este impresarul lui și impresariază un jucător tânăr de 22 de ani, acum, da? Nu? Da. Care s-a trasat la Tottenham. E clar că și el își dorește ca jucătorul lui să crească în evoluții și să ajungă la Real peste câțiva ani. Adică e clar că acolo Anglia interpretează. Și acolo toți fanii își dau cu părerea pe toate aceste site-uri ale cluburilor, social media, și vă dați seama că își dau cu părerea. Dar nu cred că a spus ceva greșit fără imare. Adică își dorește ceva mai bun pentru jucătorul lui. Da. E clar, ca să ajungă la Real Madrid va trebui să joace. Drăgușin să joace din ce în ce mai mult la Tottenham, să se impună acolo, pentru că altfel nu are cum. Normal. Și eu mi-aș dori să ajungă la Real, că și eu sunt fan, da? La Real și mi-aș dori și eu să ajungă la Real, să avem din nou un român la Real Madrid. Dar trebuie să o luăm pas cu pas și el să nu-și piardă încrederea, pentru că joacă la Tottenham, joacă în primul rând în Premier League. Pare un om echilibrat. Cel mai mare, cel mai puternic campionat din punctul meu de vedere, Premier League, și este clar că concurența acolo este dură. Trebuie pentru să se bată, să se luptă pentru un post de titular și atunci când îl bagă antrenorul, că joacă 5 minute, 10 minute sau o repriză, trebuie să dea tot. Pentru tine, cum ți s-a părut fotbalul din Marea Britanie? Ai jucat la Rangers, una din emblemele
campionatului scoțian. Mie mi s-a potrivit, mie mi-a plăcut la, la Rangers. Ai și vrut să rămâi atunci aici. Aș fi vrut să rămân, da, clar, fără doar și poate. Mi-aș fi dorit să rămân, să câștig un titlu cu Rangers. În afară de vreme, pentru mine a fost totul spectaculos, adică lumea mă iubea, jucam foarte bine, am jucat meci de meci și eram cea mai bună apărare până să ne ia punctele Federația Scoțiană, eram pe locul întâi, îi ciufulisem și pe Celtic, eram bine, doar că a venit acea decizie din partea Federației. Dar tu știi ce ai vrut să rămâi? Adică mulți au spus gata, plecăm, tu ai vrut, ai spus nu, rămân. Pentru că mi-a plăcut foarte mult abordarea celor de la Rangers. Din punctul meu de vedere, un club profesionist și sunt sigur că asta este nu numai în Scoția. Tot regatul, acolo există această abordare. Echipa deja era anunțată în Liga 4-a, venise vacanța, m-am întors înapoi la pregătire. Neapiții m-a sunat, Neapiții, și mi-a spus: Goie, oricât de mult te cunosc, ai experiență, nu te pot chema la echipa națională din Liga 4-a din Scoția. Pentru că n-am cum. Presa îmi sare în cap, lumea. Nu pot, n-am cum. Nu ai ritm de joc. Una e Liga 4, alta e... Încearcă să găsești o soluție să te duci împrumut. Eu n-am fost la conducerea clubului să le spun eu: domnule, hai să găsim o soluție, să plec împrumut, că nu vreau să joc în Liga 4-a. Deci nu ai M-au fost... chemat ei. Aha. M-au chemat ei și m-am dus în birou și mi-a spus următorul: Dorine, noi am fi onorați ca tu, jucător de echipă națională, jucător care ești titular, care suntem foarte mulțumiți de tine, și dacă tu îți dorești să rămâi la echipa noastră, noi am fi extrem, extrem de onorați și vom reveni acolo unde ne este locul. Da, este adevărat, ai un salariu mare, cum aveau toți jucătorii, da, pentru că așa erau contractele. Va fi un efort financiar și pentru noi, dar nu care cumva să te gândești că ne-am dorit noi, că nu-ți vom plăti salariul. Nu, ai un contract cu noi și noi trebuie să-l respectăm. Și ne-am dorit și am fi foarte onorați să rămâi aici. Da, dacă cumva se găsește o posibilitate, nu știu, să mergi împrumut undeva, să poate vrei să mergi tu în altă parte și să joci în altă parte, în alt campionat, că nu vrei să stai în Liga 4-a, noi suntem deschiși la orice fel de discuție și vorbim. Dar tu, momentan, ești jucătorul nostru, te antrenezi cu noi și rămâi la noi fără nicio fel de problemă. Eu stăteam așa și mă uitam și nu venea să cred, adică deja începuseră discuții: domnule, nu poate să țină jucători importanți, pentru că erau, da, Steven Davis, salariu mare, Alan McGregor, salariu mare, Bocanegra, mulți, da, mai toți erau jucători de echipă națională. Și atunci ne gândeam că, domnule, vrei să rămâi, să ducem salariul la jumate și cu asta basta. Ei, nu. Deci discursul lor a fost unul total diferit față de ceea ce ne așteptam noi. Și eu m-am pregătit mai departe cu ei, am înțeles situația și după vreo 3 săptămâni, parcă vreo 2 săptămâni jumate, m-a sunat Florin și mi-a spus că vrea Goie, vrea să te ia Speția, să mergi la Speția în Serie B. Băi, Florin, nu știu, hai să mai stăm puțin, hai să... Da. Adică Florin, tot timpul am avut o relație foarte bună cu el, am discutat: bă, Florin, hai să mai stăm puțin, hai. Bă, mă sună aia în continuu, după vreo 3-4 zile iar m-a sunat. Bă, mă sună aia în continuu, îți disperați, vor să te ia, hai. Bă, nu știu, hai să vedem, hai, vină până la Glasgow. S-a urcat în avion, a venit la Glasgow și mi-a spus care sunt condițiile și m-am mutat împrumut un an de zile la Speția. M-am mutat la Speția doar cu un scopul de a rămâne în circuitul echipei naționale, pentru că era serie. Ai ținut cont de ce a spus Victor Pițurcă, într-un fel. Îmi doream și nu voiam să renunț la echipa națională. Voiam să rămân în circuit, clar, fără doar și poate. Fii atent, Rangers, clubul care ție ți-a fost foarte drag din ce observ, și evident, și cred că și fanii de acolo
au fost cu tine, s-au comportat într-un mod exemplar, cel puțin ceea ce citisem în presă, dar nu vreau să mă gândesc ce simțeai tu cu adevărat acolo. Da, era o nebunie după fiecare meci. Credeți-mă, și nu exagerez cu nimic, stăteam câte 40-45 de minute numai să dau, să fac poze și autografe. Deci era, nu, superbi. Deci suporterii a fost superbi. Superbi, deci mai ales când i-ai anunțat că nu vor, că nu vrei să pleci, atunci mi-aduc aminte că a fost m-au iubit întreagă... foarte, foarte mult. Am simțit-o și încă de la început, când a început să joc primele meciuri titular și am câștigat și nu primisem gol. Păi trecuseră parcă vreo 7-8 etape. Eram echipat de pe locul întâi cu maximum de puncte și aveam cel mai puține, nu știu, aveam parcă vreo unu sau două goluri primite. Foarte bine începusem campionatul. Fii atent, ajunge la Glasgow Rangers Yanis Hagi. Ce crezi că i-a lipsit acolo lui Yanis? Dar nu cred că i-a lipsit ceva lui Yanis acolo, pentru că Yanis a jucat la Glasgow, Yanis a marcat la Glasgow, am văzut meciuri în care a făcut diferența. Da, a avut evoluții, dar a avut totuși evoluții bune. Dar totuși nu mai e acolo. Cred că faptul că acea accentare, pentru că totuși a avut o accentare destul de serioasă, după aia a încercat să revină, e clar că nu putea să mai fie la același ritm. Concurența este mare și la Glasgow Rangers, chiar dacă vorbim de campionatul Scoției, să știți că este concurență pe fiecare post. Și, e clar, antrenorul, probabil nevăzându-l 100%, a încercat să mizeze mai mult pe cealaltă variantă. Yanis, nejucând, probabil de aici oarecare supărare, pentru că voia să, din nou, să revină și la echipa națională. Nejucând la echipa de club, era greu să joace și la echipa națională. Și probabil de aici, să zic așa, nu neapărat supărare, dar îl văd pe Yanis ca fiind jucătorul care chiar atunci când nu joacă, suferă mult. Poartă pe umeri o responsabilitate și un nume greu și se vede pe el că atunci când nu joacă, nu e el, nu se simte confortabil. El vrea să joace, Yanis vrea să facă diferența, vrea să joace, vrea să marcheze. Ăsta este numele. Poate cine știe, ăsta dacă va numele. Juca la Euro, poate să fie o trambulină a psihicului lui, care dacă ar reuși să facă diferența la turneul final, dar mai întâi, în fine, nu s-a făcut lotul, nu ne pronunțăm. Da, nu ne pronunțăm, că după aia ne ceartă domnul Iordănescu, zice că îi dăm sfaturi sau așa, și eu, sincer, am încredere în Edi Iordănescu, cel puțin după campania asta, n-ai ce să-i mai spui. Deocamdată n-ai ce să-i spui. Indiferent cum a zis lumea, că a jucat, că n-a jucat, că ne-am apărat, că nu am făcut, că suntem locul întâi, cea mai bună apărare din grupă, mergem la Euro, suntem bine, îi batem pe belgieni, vedem cu Slovacia și cu ceilalți ce vom face. Așa este. În fine. Bun. Am vorbit de fundașul Radu Drăgușin, dar vreau să te mai întreb de un fotbalist care a trecut pe la Tottenham și joacă în acest moment, sau nu joacă pentru că a avut acele probleme, Vlad Chiricheș. Mai poate ajuta Vlad Chiricheș, o mai poate ajuta pe FCSB? Recunosc că am trecut de la una la alta, dar am uitat să te întreb de Vlad Chiricheș, jucător și el la cel mai înalt nivel. Era fragil? Îl cunoști ca un tip fragil, așa că a avut probleme des cu accidentările, și dacă în acest moment mai... Nu știu momentan, nu cunosc situația lui, nu știu, la FCSB se pregătește 100%, nu sunt, cel mai persoana cea mai potrivită să dea astfel de răspunsuri este antrenorul care petrece timpul cu el acolo pe teren și vede cum se antrenează și vede fizic cum stă, își dă seama la antrenamente și vis-a-vis de dorința lui
Pentru că e foarte important și vezi jucătorul de cum se pregătește. Îl vezi dacă chiar își dorește atât de mult să, da, să revină. Oricum, jos pălăria pentru el, pentru ce a făcut cu salariu, cu, adică foarte fair, da, din partea, foarte, din partea lui. Așa este. Dar singurul care poate să vadă aceste lucruri, să spună, este antrenorul și el stă pe... Dar antrenorul Dorin Goian ce face? Antrenorul Dorin Goian momentan... Licență pro. Oameni buni, acest om are licență pro. Deci echipele din Liga 1, și nu pentru că avem la podcast, dar uite, chiar mă întrebam de ce unele echipe nu aleg antrenori care, da, nu sunt în circuit, dar cumva ei au licența pro la mână și poate că ar trebui să-i vedem. Ce faci tu cu licența? O ai? O am. Da, din păcate am avut acest baraj cu Suceava, pentru că cu Foresta, acel baraj pe care l-am ratat de promovare la Liga a doua, în pofida echipei Ceahlău, am fost aproape, dar n-a fost să fie. Sunt sigur că conta foarte mult acea promovare și pentru CV-ul meu personal ar fi contat, chiar dacă era o promovare din Liga a treia, Liga a doua, ar fi contat într-o oarecare măsură. Dar, din păcate, n-a fost să fie. Am ales să-mi dau demisia după acel baraj de la Foresta, nu din motive sportive, ci din cu totul alte motive. Dar m-am gândit că, totuși, fiind acolo echipa de pe locul întâi care am dominat clasamentul de la un cap la celălalt, mă gândeam că poate, cel puțin o echipă de Liga a doua, dacă nu Liga 1, poate aș fi prins. Dar la Liga 2 chiar mă gândesc că poate se ivește o oportunitate să poți să antrenezi la un nivel mai sus decât cel de Liga 3. Din păcate, n-a fost să fie, n-am avut niciun fel de contact cu niciun conducător de Liga 2 și involuntar am luat o pauză, vrând nevrând, n-ai ce să faci. Ai spus de Foresta și nu pot să nu mi-aduc aminte de un meci extraordinar, nu pot să nu mi-aduc aminte nici măcar de atmosfera de pe areni. Mă întreb de ce această echipă este acolo unde este în aceste momente, pentru că mi-aduc aminte, stadionul era plin și cu siguranță și astăzi, dacă ar mai fi Foresta în Liga 1, cu siguranță la fel ar fi, nu mă îndoiesc de asta, dar tu ai fost pe bancă la celebrul meci Dinamo-Foresta. Ce meci! Ai avut parte de niște meciuri în viața ta? Da. Adică, atunci... cum s-a văzut de pe bancă acea incredibilă partidă? 4-5? Deci, nu... Păi, ții minte că Magiun era... oricum era o fire mai vulcanică. Marin Barbu... Și... Ai luat-o pe coajă, cum se spune? Nu. Nu, că știu că mai eram agresiv, mai... Nu, la Marin. Nu? Nu. Așa am auzit jucătorii. La gură așa mai... Am înțeles, dar nu pe... Mai, dar nu. Nu? Că ținea foarte mult la jucătorii tineri. Păi atunci eram eu Bălan și Semeghin, să zic așa. Adică chiar că mai țipa la Semeghin și la Bălan și la mine, dar... ne proteja. Bine, la tine era și mai greu un pic. Nici nu ești micuț așa și nu... Ei, da, cred eram că... înalt, dar eram uscat. Nu aveam un fizic de la așa. Da, da. Eram uscat înainte, mai ales atunci la 18 ani. Eram firavreu. Dar cum e? Da, chiar cum e pentru un jucător atât de tânăr să vadă asta de pe banca echipei lui? Nici mie nu mi-era greu să cred că putem întoarce rezultatul. Când s-a făcut la 4-0, era clar, asta este. Nu eram nici prima echipă căruia Dinamo deduse 6-7, pentru că atunci Dinamo era o echipă, da, era o forță în România. Dar am dat primul gol 4-1, am zis că hai. Hai că okay, nu e atât de rău. Să treacă timpul, măcar să nu mai... Să nu mai luăm vreo două. 4-2 nu e rău. Chiar suna bine 4-2, da. Să pierzi 4-2 la Dinamo, chiar suna bine. Ții minte că la 4-3, și asta n-am construit niciodată, la 4-3 am dat gol 4-3 și am izbucnit de pe bancă toți și era președintele clubului atunci, Mircea Crainciuc, și s-a întors la bancă la noi după ce ne-am bucurat și a spus că îi și batem.
Deci n-am cum să uit. A spus Neamir și a spus îi și batem pe Dinamo la 4-3. Și uite că așa a fost să fie. Da, a fost ceva, e clar, un meci ca ăsta poate îl vezi sau asiși la el luat în viață. Dar o bucurie imensă pentru noi. Atunci țin minte că domnul Huț atunci ne promisese primă, nu știu cât, vreo $2000 pentru această victorie. Era, mamă, $2000. Țin minte că stăteam la hotel la Boulevard, fostul Boulevard, și acolo eram cazat tot timpul. Ne-am întors înapoi de la stadionul Ștefan cel Mare, ne-am întors la Boulevard. Lăutari în fața hotelului ne-au așteptat cu pahare de șampanie, era o bucurie imensă. Deja mă gândeam ce să fac cu bani, că i-am făcut rezervă, luam și 1000, zic că așa mulți bani nu vă simt niciodată. Dar și ai luat? Nu, am rămas cu acea primă, e pe caiet, am trecut-o la caiet. Da? Nu, dar atunci știți mie, se și promitea foarte mult. Nebunia aia și bucuria aia după meci poate te face să... Cei mai mulți bani dintr-o primă, care au fost? Champions League. Da? Steaua București. Serios? Champions League, Steaua București. Și echipa națională. Care a fost mai... Sau au fost egale? Nu. La echipa națională am luat parcă 120.000. Ba. Pentru că se lua, am la primă întreagă, se raporta prima, luai prima întreagă dacă jucai mai mult de 75% din meciuri, așa era făcută, da. Așa se calculau primele, și la Steaua 100.000, prima de calificare de Champions League. Și deci, ce ai făcut cu bani? Am un prieten care am și fost în clasă cu mine, venind de foarte mulți ani în București și încă de pe atunci era agent imobiliar și ne leagă o prietenie foarte, foarte veche. Și el mi-a spus, Goe, când ai niște bănuți, tu îmi spui, mă înțelegi, și eu încerc să caut o proprietate, nu-ți caut orice fel de proprietate ca la oricare client. Încerc, prin experiența mea, să-ți dau doar locații bune, care chiar să merite să investești bani în ceva și pentru asta îi și mulțumesc lui Radu, Radu Ungureanu, pentru că m-a învățat bine și am spus, am rămas prieteni și am avut norocul să nu stau cu bani și să nu-i cheltui pe prostii pe sau alte chestii. Da. Dar așa cei mai mulți bani cash, și acum țin minte, cash, dacă vorbim de cash, da. Primii mei bani cash i-am văzut în mână și am ținut bani așa, a fost la Steaua când venisem la Steaua București, atunci Nea Gigi dădea bani așa când avea cash și ne mai chema avea birourile la Inter. La Marriott. A, la Marriott, da. La Marriott, la etajul 1 și venisem la Steaua, aveam deja vreo 3-4 luni de zile în care nu luasem bani. Și ne-a zis meme după un antrenament, după antrenament toată lumea la Marriott să vă luați primele și salariile pe restanțe. Și atunci a fost prima oară când am ținut în mână 10.000 de euro bani da. Fizic, cash. Da, vremuri așa... Ce ți-a spus când ți-a dat? Că bănuiesc că l-a chemat pe fiecare sau i-a dat direct? Eram cu toți, eram toți în birou. Toți. Da, și era o persoană care spunea, nu știu, Goian are de luat, nu știu, două salarii și trei prime. Trei prime, da, atâta, da. Boștin, rădoi, fiecare. Și nu... Ai vreun episod așa amuzant cu Gigi Becali, cu acea echipă? Pentru că, da, într-adevăr, atunci se... Gigi Becali făcea spectacol și prin apariție și prin... Haioase, nu, momente frumoase, să zic frumoase, așa. Frumoase, da. Nu știu. Celebrele... Că venea în vestiar și ne mai lua, ne mai certa, dar atunci era diferit, Gigi. Intra în vestiar, aveam o perioadă mai nasoală și ne lua pe fiecare la treabă și ne certa, dar după aia 10 minute lua paharul de
de apă de pe, pe la pahar de la din cu folosință în vestiar și ne arăta la fiecare. Păi, bă, tu așa trebuie să dai, cu, uite așa, dai cu exteriorul, dai pasul acolo, ce așa greu, ce. Dar trecea foarte repede, ne certa. Și după aia mi-a trecea la bună dispoziție, ne făcea să râdem și conta mult pentru noi. Să vină patronul și să ne încurajeze, contează pentru că te... Dar cum crezi că e perceput în ziua de azi sau cum e percepută critica de anumiți jucători? Pentru că văd unii jucători care au căzut. Și uite, mă refer aici chiar la Companiu, că am discutat mai devreme despre el. La momentele când juca la FCSB părea că și Djokovic era căzut, chiar dacă avea o experiență atât de importantă în spate, să nu uităm, îl văd pe Tavi Popescu, ce nu mai este acel Tavi Popescu, nu știu, zic, are, crezi, are alt impact azi sau nu știu. Dar nu cred că, eu nu cred că ei au căzut din prisma faptului că nu știu, că sunt criticați că nu joacă. Cumva cred știm că și... această cădere vine doar prin simplul fapt că nu joacă. Orice jucător își dorește să joace. Uh-huh. Se simte pe bancă, se simte inutil. Orice jucător vrea să joace. De asta știți prea bine în Italia. Da. Jucătorii italieni care au salarii bune, în seria salarii bune. Da. În Italia, orice jucător din seria care nu joacă și are un sezon sau jumătate de sezon în care stă pe banca de rezerve, la echipă de serie A, că o fi Genoa, că o fi, nu știu, Lazio, că o fi... Da, oricare, nu contează. El merge singur la președintele clubului și cere să meargă împrumut la o echipă de serie B. Merg în serie B, joacă jumătate de an, meci de meci, și revin după aceea la echipa de serie A care l-am împrumutat și vă spun eu că joacă foarte bine și o fac foarte bine. Pentru că și recâștigă acea încredere, și recâștigă ritmul de joc. Și serie B, vă spun, este un campionat puternic. Da. I-am mișcat acolo. Aici vreau să ajung la serie B și mai dus tu. Serie B unde avem mai mulți români. Avem mișcători care joacă la echipa națională, la fel cum eram și eu. Da. Când am plecat la Spezia, am plecat la Glasgow Rangers. Da. Eu, Dorin Goian, jucat în Champions League, echipa națională, Glasgow Rangers. Când am plecat la Spezia, plecam așa, pe vârfuri. Venisem atunci, știu că atunci în Mercato eram eu și cu Okaka, care Okaka venise împrumut de la AS Roma. Și am venit la Spezia. Și credeam noi că suntem buricul pământului, că du-te, bă, serie B, mă lași în pace, că Palermo și astea, și lasă-ne în pace. Da. Deci în serie B aveam meciuri în care eram, am avut câteva meciuri în care am fost ciubota echipei. Hmm. Am fost panaramă, jucam slab, deci mă făceau oia, varză mă făceau atacanții. Pentru că sunt jucători, repet, sunt jucători de mare calitate. Jucători care vin din serie A, care nu joacă și cer ei să vină la echipe de serie B. Și deci joacă. Nu e atât de slab pe cum... Pentru că mulți spun, domnule, noi avem jucători mulți în serie B, la echipa națională. Eu, spun eu. Despre ce vorbim? Serie B este foarte puternic. Ascultați-mă ce vă spun eu. Și este foarte echilibrat. Și este un campionat, dacă vă uitați și pe clasament. În serie B, cu 3 victorii la rând, ești în zona de play-off, dacă pierzi 2-3 meciuri la rând... ai plecat în zona de play-out. La fel ca în Superliga la un moment dat. Exact, da. Exact. Sunt foarte echilibrate și diferență mică de puncte între echipele fruntașe și cele din coada clasamentului. Îți plac, sau care români îți plac, eu știu, sau îți place de cum evoluează în... Care dintre urmăresc, români mă uit la Mihăilă, mă uit la Denis Mann. Chiar Denis Mann și-a prelungit cu Parma... Înțeles? Da, Mihăilă mi-aș dori să joace mai mult, pentru că mie îmi pare un jucător cu calitate foarte bună, un jucător echilibrat așa și în interviuri când îl vedeam. Îmi pare rău că nu joacă mai mult la Parma, dar și prin prisma echipei naționale cu siguranță ne poate ajuta. Ce sunt jucători tineri, jucători care... Răzvan Marin, ce zici de el? Răzvan Marin, de asemenea, știu de când venea cu Petrică, da. Când venea cu Petre, venea la bazin, la bine, mi-e drag mai mult Răzvan, pentru că știu de când era mic. Dar Răzvan deja a ajuns la o maturitate. Din toate punctele de vedere, și ca joc, și ca disciplină, și ca mentalitate, și
Mai am atât de multe lucruri să te întreb, dar am terminat de vreo 10 minute, dar vreau să mă leg un pic de copilăria ta în final, așa. Deși cu asta aș fi vrut să încep, dar a fost cu Middlesbrough și... Na. Cum era pentru tine copilăria? Cum ai început să joci fotbal? Jucai des pe Maidan? Pe... Noi avem o chestie aici la Victory Cup și facem mereu o comparație, de asta aduc ca să nu creadă lumea că sunt nebun, aduc mereu în discuție acel Maidan, pentru că iată, Maidanul de altă dată s-a transformat într-un lucru organizat așa cum avem aici la Victory cu peste 240 de echipe în sezonul viitor și vreau să fac o comparație. Cum era înainte fotbalul la tine acolo? Cum ai început? Îți mai aduce aminte? Păi am început să bat mingea la garaje. Norocul meu și în Suceava toată lumea știe că terenul de la terenul de fotbal de la școala generală numărul 3, acolo a fost spațiul meu de joacă. Aia a fost copilăria mea, a mea și a lui Luci, da, a lui fratele meu. Pentru că noi eram acolo pe teren, când nu era școală, eram acolo de dimineața până seara. Porțile erau deschise, sâmbăta, duminica nu erau închise porțile. Încă o mare problemă acum, văd că toate școlile acum s-au închis porțile la școli. În vremurile astea în care se construiește în continuu și nu mai sunt spații de joacă și dacă mai închidem și terenul din curtea școlii, după aia ne întrebăm de ce nu mai avem noi sport în România, nu neapărat fotbal. Pentru că acolo am învățat, acolo am încercat să, sau acolo am jucat prima oară fotbal, acolo jucam și la bară, acolo jucam și Victoria, acolo jucam și basket și la teren mic și la teren mare și acolo făceam și primele duble și acolo. Acolo pentru prima oară am jucat Steaua Dinam, în care ne făceam noi, copii fiind, suporterii Stelei, jucam împotriva celor care țineau cu Dinam. Și ne îmbrăcam fiecare de acasă cu un tricou albastru. Vă punea și nume, roșu, număr pe spate? Nu aveam, doar da, cu cretă scriam, da, ce să mai... Nu aveam, nu erau cu imprimat cu astea. Dar acolo... Ce îți spuneai pe spate? Îți mai aduce aminte? Îți scriai vreun nume sau spuneai doar numărul pe tricou? Nu, cred că... Nu, doar numele, atât nu... Da? Doar numele puneam, atât nu... Am înțeles. Dar, bine, fiecare își trecea numărul. Da. Ce simpatizat aveam. 7 lăcătușe, vă dați seama că... Da, tu ce îți spuneai? Tu? Tot 7? Și nu mai țin minte. Chiar nu mai țin minte, exact. Mm-hmm. Nu. Chiar nu mai țin minte. Dar... Așa am crescut noi. Păi ții minte iarna, înainte știți că și iernile erau, da, iernile erau ierni. Păi eram cu Luci și ieșeam în fața, mergeam în curtea școlii, era zăpada până la genunchi, jucam până veneam înghețați bocnă la picioare, veneam în casă, eram floașcă, înghețau și ciorapii pe noi, pentru că erau uzi după aia când îi puneam între elemenții ciorapii, da, între elemenții de la calorifer, să se usuce tricouri, pentru că nu aveam vreo 2-3 rânduri de traineruri, da, și tricouri. Da. Ciorapii cum erau, rupți cu găurele, cu așa, mai cusuți cu ață, puneam frumos și între elemenții la calorifer, stăteam geană pe calorifer, îi mai puneam așa, îi mai scoteam, îi mai pupăiam, ca mulți, hai că mă lăsăm. Dar de multe ori, nici măcar nu apucau să se usuce complet, că îi luam din nou în picioare, câte două perechi, papuci și din nou în curtea școlii. Cam asta a fost programul nostru. N-am fost căsus cu cină sau cu prânz. Dom'le, e ora prânzului sau e ora cinei. Nu exista atunci. Înainte mâncai, era pâinea pe masă, mergeai frumos, rupeai câte un colț de pâine sau jumătate de pâine și o mâncai pe drum spre locul de joacă. Și nu mai eram nici bolnav și nu mai eram nici... Ce frumos era, nu? Exact. Astea sunt. Pentru mine rămâne copilăria cea mai frumoasă. Cine făcea mai multe prostii, tu sau Lucian? Cred că amândoi. Dintre noi a fost familie mare, dar da, ne-a fost ultimii din familie și fiind mai apropiați ca vârstă, ne jucam împreună tot timpul și ne am și ciondănit de foarte multe ori. V-a cetat? Auleu, da. Ne mai și ciufuleam, nu ne mai și băteam când eram mici, pentru că erau jucam fotbal la scaun, în cameră jucam. Într-o, da, cameră puneam un scaun și
jucam fotbal pluzit. Trebuia să dai gol printre picioarele de la scaun. De la scaun. Nu, fotbal, altceva nu se știa. Fotbal, fotbal, fotbal. Și așa cum spuneai și tu, cred că de asta înainte ieșeau mai mulți fotbaliști, mai multe talente și eram noi mai buni la absolut orice. Pentru că noi, să zic așa, baza, pachetul de bază al jucătorului îl învățam acolo, la garaj, în fața scării și în curtea școlii. Dădeați mult la perete? Auleu, am rupt peretele și geamuri și garaje. Pentru că acolo îți formezi și lovirea mingii. Păi la 7 ani, deja înainte, jucătorul, copilul știa să lovească mingea cu latul foarte curat, știa să dea cu șnurul, știa să facă duble. Acum, din păcate, la 7-8 ani de zile, când copilul vine pentru prima oară la fotbal într-un cadru organizat, tu trebuie să începi cu pasul cu latul, care noi deja înainte îl stăpâneam deja. Da. Dar cea mai tare și cred că mi se pare exemplu cel mai concludent și care l-am și spus de vreo câteva ori, mi s-a întâmplat mie. Era fiul meu mic, avea undeva la vreo 5 ani de zile, 5 ani jumate, 6 cred, și eram prin fața blocului pe la taică-miu pe acolo și lângă un teren de fotbal și ne jucam cu mingea și mingea sare peste gard. Un gărduleț undeva de vreo un metru și un pic. Și îi spun, foarte ușor de sărit gardul. Îi spun, zic, ia, du-te, sari gardul și adu mingea. S-a uitat la mine și mi-a zis, cum să fac? Era un gard foarte ușor de sărit. Da. Și el mă întreba pe mine cum să facă, unde să pună piciorul sau unde să pună mâna. Și mi se pare, noi înainte ne urcam pe garaje pe la 6-7 ani de zile și prin copaci, da, și știam exact unde să punem mâna, unde să punem piciorul. Ei, el a venit la mine să mă întrebe, dar unde pun mingea? Și a trebuit din spate să-l ghidez, da, pui mâna aici, pui piciorul dincolo și te ții de acolo. Și atunci mi-am dat seama, zic, mamă, ce vremuri diferite trăim. Cum eram noi de la vârsta lor și cum sunt ei acum. Și mi se pare exemplul cel mai concludent vis-a-vis de schimbul ăsta de generații și schimbul ăsta de vremuri. Tot despre copilărie, îți mai aduce aminte dacă ai luat bătaie de la ai tăi vreodată? Da. Luam, dar tot era așa. Adică luai? Adică nu a fost odată? Cu Luci eram amândoi, eram zăbouci, făceam prostii prin casă. Eram foarte obraznic, vă dați seama cât să ne mai suporte și părinții noștri. Dar zic așa, prima palmă care și bătaia cea mai cruntă care am luat-o a fost de la taică-miu și deja aveam vreo 16 ani, 16 ani jumate, pentru că într-o vară părinții mei m-au trimis să vindeam la bazar, m-am angajat pe timp de vară, pe timpul vacanței de vară, ca să mai contribui cu banii în familie și vindeam la cineva în bazar astea, baterii de ghiuvetă de astea. Da. Și atunci era nebunia asta cu pokerul la aparate, un fel de păcăne. Înainte era cu pokerul roșu și negru, trebuia să le dublat și aveam acea dependență de aparate și atunci, casam bani de aparate, ce făceam? În fiecare zi declaram când făceam, la finalul zilei făceam stocul, declaram că am vândut cu chiuvetă mai puțin, cu o baterie mai puțin, ca să pot să am bani de aparate. Și eu mă opream direct, după ce mergeam la bazar la Suceava, mă opream direct la sala de jocuri. Și vă dați seama că și la un moment banii dat se pierdeau. Și a venit finalul lunii. Când mama s-a dus la patron, că eram acolo, eram vecin de bloc, și mama s-a dus ca să îmi ia salarul. Și a spus, da, doamna Goian, intrați puțin în casă să stă puțin de vorbă. Și când ne-a pus la final de lună toată situația, trebuia să mai dau eu bani de la mine, nu că trebuia să iau salarul. Și atunci mama l-a sunat pe tata, era la servici, a venit taică-miu de la servici
Și m-a găsit unde? Exact în, în locul din cartier unde erau aparatele de, de poker. Da, el știa sau cum de te-a găsit? Tata era pe șantier toată ziua. Tata era pe șantier de dimineața până pe seara, știți cum e, înainte, da. După șantier te mai prai la o cârciumă, că nu aveai multe variante de cafenele și filme și moluri și astea. Și atunci, refolarea lor se mai opreau la cârciumă, mai beau un șpriț mai și venea seara. Nu prea avea tata timp așa de, de noi, mai mult mama s-a ocupat de, de educație. Bun. Și tata a plecat de pe șantier, a venit, m-a găsit în... A, bănuiesc că te-a căutat o zonă. Da, știa exact, da, știam, eram în cartier, știa unde. A. Eram ori în curtea școlii la fotbal, ori dacă nu la, la aparat acolo, pentru că, na, da, pe acolo treceau tot timpul. Da. Era chiar aproape de blocul nostru. Și m-a scos, acolo, m-a scos afară de acolo, m-a scos acasă, mi-a dat o palmă cruntă. M-am vârtit de vreo, de vreo două ori. Dar nu bătaia... Nu palma aia a durut. A durut așa, rușinea, pentru că, vă dați seama, toți din casă se uită așa puțin urât la mine. Și să știți că m-a ajutat foarte mult palma acea palmă, pentru că ăla a fost momentul în care am spus, gata. Aveam și un anturaj mai, mai dubios și ăla a fost momentul în care am zis că, gata, îmi place fotbalul, eu trebuie să fac fotbal și... M-am rupt de anturaj, m-am dus doar pe fotbal și m-am focusat numai pe, pe, pe fotbal, dar anturajul a contat foarte, foarte mult. Era și vârsta aia, știți cum e? Da. Adolescent, 16 ani. Încerci toate, da, toate lucrurile. O să te mai chem o dată. O să te mai chem o dată, pentru că nu, chiar n-am timp, adică, serios, sunt multe lucruri. Vreau să te întreb, cum ți se pare mini-fotbalul că a evoluat? Pentru că te uiți și tu aici, câți noi îi vedem, voi nu-i vedeți, dar îi vedeți cu siguranță în competiție, câțiva dintre ei sunt aici pe, pe ecran. Cum ți se pare mini-fotbalul că a evoluat așa? Incredibil. Incredibil. Și văd că fiecare oraș are turnee, văd că și la nivel internațional se promovează foarte mult. Inclusiv eu și la Suceava se organizează turnee. Bine, acum fiecare oraș organizează. Dar e, e foarte ok, pentru că în primul rând se promovează foarte mult sportul, fotbalul. E momentul ideal de a mai sta cu, cu prietenii. E și bună dispoziție, e și mișcare, e și transpirație, e și o bere după. Iar promovarea lui la nivel național e una ce văd că a luat amploare foarte mult în ultimii ani. Sincer, dacă mă întrebai acum ceva vreme că fost jucător de echipa națională și la Steaua București, și aici mă refer la, la, la Borceanu, va ajunge să, să, să joace și mai să, să mai și iasă campionat, campion mondial, am zis că n-aș fi zis că noi de obicei, după ce ne lăsăm de fotbal, ușor-ușor încep să le resimți. Te mai doare spatele, știți cum e, teren mic, terenul mai dur, ai jucat o viață întreagă pe teren moale cu iarbă. Eu cel puțin a doua zi după ce ies la fotbal cu băieții, bine, sunt și mai înalt. Da. Frâne, schimbări de direcție, le resimt. Trebuie hidramată, dacă... Exact, exact. Și le resimt. Dar plăcerea de, de a juca asta nu ți-o ia nimeni. Și mă bucur foarte mult că a luat amploare foarte mult acest fenomen. Zim și mie, dacă ai fi la Victory Cup aici și ar trebui să faci un 5 plus 1. Dintre foștii colegi, cu cine ai, cu cine ai juca? Dintre foștii colegi? Dintre foștii colegi sau, nu, uite, pe oricine vezi tu care s-a lăsat de fotbal, da? Foști jucători, nu actuali. Dacă ai fi să iei un portar, pe cine ai lua? Cred că pe Lobonț. Lobi. Da. Și cum ai jucat? 2-1-2? 2-1-2? 2-1-2 jucăm, 2-1-2. Jucăm în... Da. Deci eu, tu... Da. Da. Ok. Rădoi. Da. La mijloc, Borceanu. Da. Și mă duc... Sus mă duc cu Florin Cernat. Ma. Da, îi cunoști bine pe cei de la mini-fotbal, că îi alegi, da, așa.
și cu Bonner ca să-i fuiască tare pe adversari. Ha, cum ar fi echipa asta? Serios? Dar fii atent, deci de aici doar tu și cu Lobby nu ați jucat. În rest și Rădoi a fost, nu? A fost și Rădoi și Borceanu Cernat și Bănel. Bine, ei sunt încă active aici. Cernat și cu Borceanu joacă la Oțelul Galați. S-a transferat Borceanu, a fost la echipa lui Petre Marin. Da? Cu Neaga, cu Ghionea, cu așa mai departe. Nu l-ai pus pe Ghione aici? Nu că deja gloabă sunt eu, mă înțelegi? Trebuie să-mi iau unul mai fârșesc lângă mine, că așa... Cum ți se pare că o competiție ca asta, și nu că o lauda, are peste 4.000 de oameni care vin aici săptămânal să joace? Cum ți se pare o asemenea... Păi cred că este și raportat la... La baza sportivă ce am văzut-o, pentru că e prima oară când vin aici și m-am și dus să văd trenurile și sunt multe. E clar, atunci ce mai faci unul, uite, vezi? Am văzut. Când ai o bază de genul, e clar că nu ai cum să nu atragi, pentru că vedem că lumea vrea din ce în ce mai mult să facă mișcare, ceea ce este foarte, foarte bine. Se promovează din ce în ce mai mult mișcarea și, practic, e modul cel mai frumos de refulare, pentru, mai ales pentru foștii sportivi, foștii fotbaliști. Și contează, cred, să întâlnești asemenea foști fotbaliști. Cu siguranță, cu siguranță, pentru că, în primul rând, joci cu niște băieți care cunosc fenomenul și mie îmi place să joc cu băieți care pot să pasezi, pot să intri în combinații. Și atunci, cu siguranță, după chiar și o apă, dacă stai după la o apă sau la o bere, poveștirile sunt și amintirile sunt foarte multe și cred că chiar dacă te pui la o masă cu foștii colegi și te apuci de povestit, sunt sigur că și ceilalți de la celelalte mese sunt cu urechile aici, văzând că foștii jucători vin la mișcare. Da, momente frumoase. Și cu siguranță urechile lor sunt aici la masa asta. Da, momente frumoase aici, într-adevăr, mai ales nu doar iarna, ci și vara, când avem și terasa și proiectorul în care lumea se poate uita la meciuri, se poate mânca, se poate bea o bere, două, da, cinci, depinde de fiecare. Și mai mult decât atât, apropo de competiție, este o competiție, într-adevăr, pentru că este organizată pe ligi, cu promovare, sunt meciuri filmate, comentarii, interviuri după meci, cronici, adică exact ca la o competiție adevărată. Și poate, cine știe, poate te așteptăm așa odată, măcar la un meci, se mai fac meciuri de calitate și meciuri în care se adună foști internaționali. Când vin prin București, vin cu mare drag. Îți mulțumim tare, tare mult și o să te rog să semnezi și tu pe masa noastră aici, că ai fost alături de noi. Foarte interesante povești, să repet. Aici e bine? Da, unde vrei tu. Unde vrei, îți alegi un colț după care noi o să o vindem. Mai avem o masă plină de autografe. Îți mulțumim tare. Mai scriu ceva pe el? Dacă vrei, nu ne băgăm. Ca să... Da, mulțumim tare mult, mulțumim pentru toate aceste povești și cu siguranță o să ne mai vedem aici. Facem în două părți, Dorin Goian. Cu mare drag. Și vrem să te vedem și în antrenorat. Chiar vreau să te văd. Rămâneți cu noi, nu uitați să dați un like, subscribe, share și tot ce se mai spune așa în ziua de azi. Înainte, nu se zice asta, dar oricum. Mulțumim tare mult!